Nu cred. La Anima Luma pot să merg acolo să o scot pe Irina. Te rog, eu o dau afară. Nu-mi vine să cred. Am vrut să vedem cum ne stă nouă. Hai să ne strângem cu toții. Ce? Da, trebuie să stăm așa. Să ne măsurăm? Da, să ne măsurăm toți trei, sincer. Să ne distrăm toți trei. Ce zici? Nu, eu nu mă așez, nu de trei. Eu nu mă așez că să am loc. Dar acum nu mai fugi. Face scara, mă, gara. Așa, nu, așa. Măi, dar ele seamănă. Dar nu ne vedem în oglindă. Ne putem da un cadru acolo pe... Ia vezi ce lumina de la față, Robert. Vrea și cadru. Unde camera? Uite, să ne uităm acolo la... Bine. Acolo, da? Să ne uităm. Unde e apa? Mihaela nu e ok. Robert, dă-ți, te rog, seama că Mihaela se începe a supăra grav. Irina, ai venit degeaba, zic eu. Ești frumoșică. Da. Ești frumoșică, da? Dar nu. Da. Ești frumoșică. Nu ești frumoșică, da. Robert, ai la ceva. Ai papa. Ciao, ciao. Bine că a durat puțin. Nu te supăra. Doamne. Nu te supăra. Mie mi se pare amuzant, nu. Și la fel. Ce tare. Da, tare. Tare, tare, tare. Talent. Vreau să fac mâna mea dreaptă. Robert a spus că sunt frumoșică. Bravo, Irina! A, ceva. Ai auzit? Mi-am cea mai mult cu tine cum stătea. Ce? Robert a spus că sunt frumoșică. Da? Da. Nu ce mai mult cu stătea cu tine cu el decât ei cu... Hai, el. Voi m-ați văzut? Da. Ne-am dat pe ecran acum. Mă duc până la baie să aici cu băieții, da? Ai grijă de ei. Nu i-a convenit, dar n-avea cum să oprească, adică la urma urmei. Dar și Irina, Doamne, vedește. Ce căuta acolo? Spita. Spita casei. Băi. Să ne distrăm toți trei. Dar de ce nu stai mai mult? Uite-o. Probabil doar pentru asta s-a cerut. Era prea mult. Să... Dar cred că eu nu ți-o pus-o. Eu nu ți-o pus-o. Capul răutețelor. Sigur. Sigur, eu nu ți-o dat ideea. Vă spun eu. Da. Sau Radu. Eu nu. Radu nu e așa malefic. Dar dacă de fapt ideea asta o avea ea deja... Doar că aștepta cineva să o îndrume ca să nu pară că a ieșit de la ea. Și totul a fost o strategie. Dați-ne cadrul pe ea băiatul. Ea se face așa blândă una pe alta, dar asta înțeapă. Pe băiatul care i-a propus Irinei să meargă în cuibușor. Știu cum o să te poreclesc. Cum? Gelosica mea. Gelosica mea? Da. De la rapte, tu m-ai dus în galben acolo. Acolo e locul tău. E vina ta. Da, chiar te asortai. Ai văzut cum mi-am făcut barba sau nici asta n-ai văzut? Nu, nu mai văd nimic acum. Nu mai vezi nimic? Că am închis ochii. Dar tu de ce crezi că stă el cu ea în relație dacă nu are nimic pentru ea? Pentru că nu mai avea cu cine să fie în relație. A, s-a pus la mișto? De ce? S-a pus la mișto așa? Adică da, că nu a avut cu cine. Și acum poate am venit eu cu ochii verzi, așa cum îmi place lui. Ochii verzi niciodată să nu-i crezi. Dar tu asta vedești de acasă sau asta ai văzut aici? Aici, sincer, aici mai mult am văzut. Și acasă am văzut că vorbea cu ea așa, adică de ce am spus că e agresiv? Că am văzut că vorbea cu ea... Taci din gură, nu le spune nimic lor, ce avem noi, vorbim doar noi cu voi, adică noi suntem doi și toți împotriva noastră și... Dar acum, ce a fost situația care a fost zilele trecute și ieri și alalteri? Care, cum crezi că, în ochii tăi, cum vezi situația? În ce văzut? Că tu cred că ești nouă în casă și ai o părere nouă, de asta zic. Eu cred că el acum, când a venit eu, puțin s-a schimbat. Chiar ieri a refuzat să fie cu ea, pe urmă s-a împăcat, iar a refuzat și nu știu și din cauza ta crezi că se întâmplă asta? Ai, ai, ai. Pe bune? Nu știu, poate. Vrei să faci nani? Suso? Chiar bine aici. Hai să ai tu în brațe la mine. Da. Nu. No. Nu? Nu că... Mă ia somnul. Sunt bine, mă relaxez, da. Sigur, somnul te ia. Coață. Ce-mi place când zâmbești că faci așa o față de, știi, de vulpiță. Cum că n-ai făcut nimic, tu ești cea mai frumoșică, cea mai drăgăleașă, dar și muști. Dar de ce ești, auzi? Acum, sincer, vreau să aflu asta la tine, că nu te-am întrebat niciodată. Și vreau să fii sinceră. Tu ești
de normal geloasă sau ești pentru că n-ai încredere în mine? Crezi că ar fi loc de altcineva? Vreau să știu asta. Păi eu n-am zis niciodată că nu ești geloasă. Ești geloasă. Dar trebuie să-mi dai tu motiv. Și dacă tu îmi dai, păi nu mă tisează cine. Nu ți-am dat niciun motiv. Asta este, că nu ți-am dat. Dacă îmi zici că ți-am dat, da, păi tu crezi asta. Păi leșină, că trebuie să leșin, că mi-ai dat. Nu, e adevărat. Da. Care a fost motivul? Păi ți-am zis, acum nu mai vreau să deschidem subiectele astea. Auzi, dacă am face vreodată un joc... Cred că ai înțeles mesajul. Dacă am face vreodată un joc, am văzut cu fetele, de jocul cu... Când a făcut Patrick, dar urca Nona în camera roșie, dacă aș face un joc de genul și aș chema-o pe altă fată, pentru că e joc, card de la sorți, știi? Te-ai supărat? Ia zi, depinde cu cine. Nu. Nu? Nu te-ai supărat? Ba. A, bine, ai zis că nu. Să nu chem. Ce? Nu chema. Deci să nu fac jocul. Păi fă ce vrei tu, na. A. Dar pe urmă să poți... Știi când o femeie zice fă ce vrei tu? Dar pe urmă să... nu cumva să te mișcă. Dar pe urmă suposi consecințele. Care sunt consecințele? Că mă supăr pe tine. Doar atât? Da, și până mai ales, uite, că ce? N-am făcut nimic. Da, ce-mi bagi un degetul în ochi? Îți scot ochii. Te mănâncă nasul. Frumosul. Frumosule. Frumosul. Adică crezi că, de fapt, el te place pe tine? Cred că puțin este simpatie, cred că este sincer. Serios? Da. Cam luminează la față așa când te vede. Ce? Cam luminează la față când te vede. Crezi? Da. George. Se vede și am văzut și conexiune. Spune drept. Adică să nu spui pe urmă că nu e. Dar parcă și pare și George că se emoționează puțin. Nu, George... Da, eu mă emoționez fără întâi, tremur. Nu, adică cu George nu putem fi prieteni. Mie îmi place vibe-ul. Dacă vrei, da, dacă vrei... Nu arată bine? Arată bine, poftă mare. Mersi. Mersi. Chiar îmi place vibe-ul lui George și îmi place și de ei împreună cu Larissa. Mulțumim. O să prietenești cu mine. O să prietenesc, da, o să prietenesc. Hai să învățăm biliar pe fata. Hai. Hai. Hai, George, să învățăm biliard. Dar nu mi-ai spus ce simți pentru mine. Nu ți-am spus ce simți pentru tine? Nu. Am uitat. Dar că nu-mi spui prea des. Mamă, ce hoață poți să fii. Mamă, cred că nimeni din casa nu te întrece te la hoție. Nu. Nimeni. Dar nici pe tine. Pe mine? Mm. La ce? La șmecheria asta. Da? Care? Aia cu duș și întors? Ai tu vrăjeală multă. Da? Nu vrăjesc. Sincer. Nu. Nu. De ce te lași afectată? Nu știu, eu, probabil, cum spuneți dumneavoastră, eu trăiesc în altă lume și eu romantizez totul în capul meu și în capul meu totul se întâmplă cu totul altfel și mi se pare că e în altă măsură. Simt lucrurile altfel. În capul meu e totul altfel. Aici sunt de acord cu tine. Accept să plec eu, să-l las acolo, să fie lui bine, doar ca să fiu eu mental liniștit. Deci, unde pleci? La băieți? Nu, o să iau niște foi. Avea ceasul, măi. O foaie o să iau, mai bine spus. Și o să facem un joc noi patru. Vezi că iar o să dea cadru pe tine. Joc. Dă-mi mie mai bine să-l... Așa. Dar nu-i Robert, că Robert e în cuibușor, e ocupat. Facem felicitări? Nu. Așa. Sori. Deci, asta e așa, și asta o să fie invers. Ok. Ai ce scârți ăla. Ai, mi s-a ridicat pielea. Da, și mie. Deci, avem o față fericită și o față tristă. Okay. Pe rând, o să fie o persoană, sau nu știu, care o să ție cartonașul și care nu o să răspundă la întrebare direct, doar o să arate. O să ne punem întrebări una la alta. Bun. Știu că nu pare amuzat momentan, dar credeți-mă, păi că nu am altceva.
Ce semnifică dacă e cu urița în jos? Că fiecare interpretează cum vrea. Tu ai doar două opțiuni de răspuns. Ori așa, ori așa. Ca un exercițiu. Dar trebuia și... De exemplu, nu știu, în fiecare an de ziua ta plângi. Hai. Deci, patru. Fiecare, pregătiți-vă câte ceva. Eu o să bag una din asta grea. Ți-i dor de Patrick. Păi pune așa pe locul la fața ta. Hai, următoare. Patrick. Am simțit de multe ori că din partea ta, nu știu, sentimentele tale s-au accentuat. Chiar dacă nu mi-ai spus. Cum în jos? Pe cum? Eu simt că am crescut. La mine trebuie să... Păi dacă n-ai simțit, înseamnă că e problemă. La mine trebuie să vrească puțin ca să mă ajungi tu din urmă. Păi vezi că te lua somn.